De sărbători au distrat pe alții, însă acum a venit și rândul lor să se simtă bine. Aproape 100 de cântăreți de muzică populară au petrecut Revelionul sâmbătă seară cu 2 săptămâni întârziere într-un local din Pașcani. Artiști locali, interpreți și instrumentiști nu au putut să stea nici acum departe de microfon. S-au cântat melodiile cele mai cunoscute și au dansat până în zori. Toată tinerița mea a mâmblat ca pasărea, la, 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 la. Am iubit și-am petrecut, la bani și nu m-am gândit. Localul unde au petrecut a fost neîncăpător pentru numărul mare de cântăreți de muzică populară care au luat o mică pauză de la nunți, botezuri sau alte petreceri ca să se distreze și ei. Invitați special au fost de la Iași, Vatra Dornei și Roman. Interpreții de muzică pășcăneni au fost însoțiți la petrecere de către soț sau soție după caz. Evenimentul se află la a doua ediție și a fost organizat de Vasilica Grosu și Sorina Tomei.